Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Simona Pomazan, iată pentru început cele mai importante titluri ale jurnalului. Bugetul pe anul 2015 a fost definitivat și urmează să fie aprobat vinerea viitoare. În comparație cu 2014, județul Argeș dispune de un buget puțin mai mare. Care sunt prioritățile în acest an pentru Consiliul Județean, aflați imediat. Și bugetul Piteștiului a fost anunțat la dezbaterea publică de joi. A fost foarte multă lume. Aflați mai multe detalii imediat în Observator. Bonurile fiscale pe care le primiți la magazine după plata cumpărăturilor vor fi folositoare. Toate persoanele care dețin astfel de bonuri din această lună vor intra automat în extragerea loteriei bonurilor fiscale. Ce premii sunt puse în joc, aflați imediat în Observator. Bugetul județului Argeș pe 2015 a fost definitivat și urmează să fie aprobat vinerea viitoare. În comparație cu 2014, județul Argeș dispune anul acesta de un buget mai mare. Chiar și așa, ar urma să lase un deficit de aproximativ 41 de milioane de lei. Care sunt prioritățile în acest an pentru județul Argeș, aflați imediat. Sala de conferințe a Consiliului Județean a fost arhiplină joi atunci când a avut loc dezbaterea publică a bugetului pe 2015. Bugetul Consiliului Județean este mai mare decât anul trecut, dar chiar și așa, cheltuielile din 2015 creează un deficit de peste 41 de milioane. Deficitul rezultat va fi acoperit cu sumele rămase din 2014 și se va duce printre altele către continuarea proiectelor pe fonduri europene începute. Conform planului stabilit, bugetul se va împărți astfel: 48,68% pentru asistența socială, 8,7% 79% va ajunge la învățământ, transporturile vor primi 11,60%, salvamântiștii vor primi 0,42%, camera agricolă 0,24%, pentru culte, recreere și religie s-a alocat 8,46%, în timp ce sănătatea a primit doar 4,46% din buget. De asemenea, în buget mai sunt prevăzute acțiuni de verificare, reparare și modernizare a mai multor obiective din județ. Forma finală a bugetului Consiliului Județean va fi aprobată vineri 13 februarie în ședință extraordinară, iar până atunci se mai află în atenția argeșenilor. Totodată, președintele Consiliului Județean Argeș, Florin Tecău, până marți mai așteaptă propuneri din partea primarilor pentru realizarea unor prioritizări în ceea ce privește drumurile județului. Asta pentru că în acest an Tecău a adus la cunoștința tuturor faptul că nu va apela la niciun fel de împrumuturi și nu se vor face investiții care să fie plătite în anii care urmează. Și bugetul municipiului Pitești a fost anunțat. De 460 de milioane de lei va beneficia Piteștiul în acest an pentru terminarea proiectelor începute, precum și începerea unor noi proiecte ce vizează mai multe obiective. Joi, la dezbaterea publică a bugetului, a fost prezent și secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, Alin Mitrică. În 2015, bugetul municipiului Pitești este de aproximativ 461 de milioane de lei, dintre care 304 milioane reprezintă bugetul de funcționare, iar 156 de milioane sunt alocate pentru dezvoltare. La dezbaterea bugetului au participat mai multe oficialități din Argeș și reprezentanți locali ai partidelor politice, dar și foarte mulți piteșteni interesați să afle cum vor fi cheltuiți banii municipiului în acest an, dar și să vină cu propuneri pentru autorități privind soluționarea problemelor cu care se confruntă. În topul priorităților se află și în acest an învățământul, care a primit 131 de milioane de lei. 100 de milioane sunt direcționate către dezvoltarea urbană, 83 de milioane pentru transportul, peste 30 de milioane pentru energia termică, iar aproximativ 19 milioane sunt alocați pentru protecția mediului. Bugetul mai vizează extinderea rețelei de gaz, amenajarea și întreținerea domeniilor publice, reparații capitale ale unor instituții aflate în administrarea primăriei Pitești, repararea cupolelor de la pasaje, extinderea rețelei de iluminat public, precum și alte obiective. Prioritare pentru acest an, pentru reprezentanții primăriei, sunt de asemenea proiectele de infrastructură menite să fluidizeze traficul. Cert este că proiectul de buget al municipiului Pitești va intra în dezbaterea Consiliului Local în data de 12 februarie. Dacă înainte considerați că bonurile fiscale pe care le primiți la magazine după plata cumpărăturilor nu vă sunt folositoare, acum ar trebui să vă gândiți de două ori înainte să le aruncați. Toate persoanele care dețin astfel de bonuri din această lună vor intra automat în extragerea loteriei bonurilor fiscale, prin care pot câștiga sume destul de mari. Să știi că mă pricep. La comerț, la asta știu.
Piteștenii par încântați de noul proiect implementat de Ministerul Finanțelor și speră ca prin acest lucru frauda în ceea ce privește fiscalitatea să scadă semnificativ. De asemenea, oamenii spun că își doresc să câștige din premiile oferite și că vor păstra toate bonurile fiscale, dar se așteaptă ca și vânzătorii să le ofere de acum înainte bonuri după efectuarea cumpărăturilor. Păstrați bonurile? Nu prea le păstrez. Dar vă dau bonuri la magazine? Mai dau, unii dau, unii dau. Chiar în piață nu prea dă aici, la carne, la astea nu. Acum știind de această loterie, le veți păstra? Nu știu, să mă gândesc. Poate câștigați și în premii. Păi nu prea am câștigat niciodată. S-ar putea să câștig. Probabil că le păstrez. Dar ce părere aveți despre această loterie? Foarte bine. Foarte bună. Și cu ăștia, cu bonurile, cu... ca să nu mai facă fiscalitate și ele, foarte bine. Știți că există o loterie a bonurilor fiscale? Da. Dumneavoastră păstrați bonurile? Normal. Vi se dau de la magazine? Da, da. Ce părere aveți despre această loterie? O ocazie bună pentru orice cetățean al orașului Pitești. Nu al orașului Pitești, al țăriști. Aveți speranță că veți câștiga? A, nu, în niciun caz. Așa ceva nu. Da, am auzit. Dumneavoastră păstrați bonurile de la magazin? Puțin, am început să se păstreze acum. Ce, la pâine, la alimentară? Cu toate că au posibilitatea de a câștiga premii substanțiale, sunt și piteșteni care nu au auzit până acum de această loterie. Știți că există o loterie a bonurilor fiscale? Nu știu, păpușe, mami, n-am luat, nu știu. Loteria bonurilor fiscale va consta în extrageri lunare sau ocazionale a bonurilor primite de oameni după plata cumpărăturilor. De asemenea, aceștia au posibilitatea că de la 1 martie să nu mai achite plata cumpărăturilor dacă nu li se va emite un bon fiscal. Trebuie neapărat să alegem un vicepreședinte la Consiliul Județean Argeș, spune consilierul liberal Narcis Sofianu. Sunt multe domenii de activitate, cum ar fi sănătatea sau învățământul, de care nu se ocupă nimeni, mai ales că actualul vicepreședinte, Constantin Polexe, are ca domeniu cultura, iar Florin Tecău nu se poate ocupa de toate, completează liderul PNL Argeș. Trebuie ales urgent un vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș din mai multe motive. În primul rând, începând cu luna ianuarie, avem o criză morală la conducerea Consiliului Județean Argeș. În al doilea rând, după cum știți, cel de-al doilea post de vicepreședinte la Consiliul Județean Argeș este liber încă de când a fost ales ca președinte domnul Florin Tecău, adică de foarte mult timp. Chestiunea este foarte importantă pentru că și dacă ar trebui să mergem pe ideea pe care nu o împărtășesc, cum că domnul Florin Tecău ar fi foarte capabil în funcția pe care o ocupă, din punct de vedere administrativ mă refer strict, oricum, ca un bun șef de instituție, ar trebui să delege din atribuțiile sale. Ori noi nu avem ales în Consiliul Județean Argeș decât pe domnul Polexe, care nu are atribuții delegate decât în domeniul culturii. Domeniile importante, transporturile, sănătatea, care, învățământul, care țin de Consiliul Județean Argeș, sunt total descoperite. O poezie actuală scrisă într-un limbaj bogat, o poezie care vrea să fie o secvență de realitate, un flash existențial. Așa își descrie profesorul George Baciu ultima carte de poezii care abia a ieșit de sub tipar. Domnește-mă, Doamne, nu este haiku, nu este catren, dar este o lecție de viață. Domnește-mă, Doamne, cu un suflet de fată. Domnește-mă, Doamne, cu iarba de măr. Mai bună un cântec pe foaia de plată și floarea albastră ascunde-i un păr. Domnește-mă, Doamne, cu un alt cer de stele. Domnește-mă, Doamne, cu iarba din miei. Aruncă pe masă din oasele mele și curuță vioara din sufletul ei. Domnește-mă, Doamne, cu 3 sau cu 9. Domnește-mă, Doamne, cu un alt adevăr. Dar lasă-mă singur în boaba de rouă, alături de fată și de floarea de măr. George Baciu, în această seară, vină noi și pentru noi. Domnește-mă, Doamne, pentru că, hai să zicem, nu că eu sunt din Domnește, m-am gândit la o rugăciune. Deci, domnește-mă, Doamne, cu ce să mă domnești, Doamne? Cu un suflet de fată sau domnește-mă, Doamne, cu harul de a reuși să-mi transpun în versuri experiența de viață sau realitatea, de a introduce realitatea și a o transmite. Deci, pentru mine, poezia... trebuie să păstreze un mesaj și să-l transmită. Este a patra carte de poezie a poetului George Baciu și, promite scriitorul, nu este ultima. Deja are în pregătire o carte de eseuri filozofice, dar și un volum de poezii care va ajunge pe piață cât de curând. Pe lângă poezie scrisă
într-un limbaj mai bogat și cu statut de adevărată poezie, am introdus în literatură, să zic eu, un gen de poezie care nu este nici haiku, nici catren. Este o poezie care vrea să fie o secvență din realitate, o lecție de viață, un flash existențial. O poezie care se poate citi rapid și care, zic eu, că prinde pe gustul tineretului de astăzi. Am observat că nu prea se citește cartea în general și în acest sens m-am gândit să reducem poezia ca număr de versuri, dar conținutul să fie mult mai bogat. Lansarea celei de-a patra cărți a lui George Baciu a avut loc la Biblioteca Județeană și, prezent la eveniment, a fost și primarul localității natale a poetului Nicolae Smădu de la Domnești. Până la disputarea primelor partide amicale, Muscelul Câmpulung continuă pregătirea la baza sportivă din Câmpulung. Tehnicianul muscelenilor, Alexandru Popovici, este mulțumit de acumulările făcute de jucătorii săi în perioada de pregătire montană. Pe terenul 2 din complexul CS Muscel, formația de Liga a 3-a Muscelul Câmpulung a avut programat un joc test, jucătorii întâlnindu-se pentru prima oară cu mingea în această perioadă. Tehnicianul Alexandru Popovici a împărțit elevii în două echipe pentru a le testa potențialul înaintea seriei de meciuri amicale pe care echipa o are programată în perioada imediat următoare. La jocul test, pe teren au fost și noile achiziții din această iarnă, Andrei Panait, Ion Ionuț, Andrei Păun și Robert Olariu. Aflat încă în vacanță, cu echipa musceleană se pregătește în această perioadă și Vlad Popovici, jucător legitimat la școala de fotbal Gică Popescu, cel care poartă o mască de protecție după ce a suferit o intervenție chirurgicală. Sâmbătă, Muscelul Câmpulung are programat primul meci amical, urmând să întâlnească la cheile Grădiștei echipa din Liga Secundă, CS Mioveni, iar miercuri, săptămâna viitoare, va juca în deplasare cu SCM Pitești. Voleibalistele de la SCM Pitești vor încerca în acest weekend să-și consolideze locul pe care îl ocupă acum în clasament. Echipa pregătită de Elena Bontaș își poate asigura poziția a treia a ierarhiei dacă va reuși să învingă pe Rapid București în confruntarea de sâmbătă de la sala de sport a școlii 16 din Pitești. Giuleștencele constituie principalele contracandidate la turneul de baraj pentru promovare, iar orice pas greșit în acest meci poate fi decisiv în ecuația calificării la turneul final pentru promovare, unde vor ajunge primele două clasate din fiecare serie. După 8 etape disputate în această ediție de campionat, ambele echipe au câte 15 puncte în clasament. SCM Pitești ocupă locul 3 în clasament, în timp ce Rapidul se situează pe poziția a 4-a. Cele două echipe sunt la 3 puncte în spatele liderului Dinamo 2 București, care nu are drept de promovare pentru că este echipa satelită a clubului din Ștefan cel Mare și la doar un punct în spatele Științei Miroslava, ce ocupă poziția secundă a ierarhiei. SCM Pitești Rapid București se va juca sâmbătă de la ora 12:30 în sala de sport a școlii numărul 16 din Pitești. Basketbaliștii de la BC Argeș nu mai au voie să facă niciun pas greșit dacă vor să-și păstreze șanse reale de a termina sezonul regulat între primele 4 locuri și să aibă avantajul meciului în plus în confruntările din play-off. Echipa pregătită de Cristu Șapera este condamnată să învingă pe SCM Craiova în confruntarea de sâmbătă de la ora 20:15 de la sala sporturilor. Piteștenii vin după 3 înfrângeri consecutive, însă oficialii grupării din Trivale speră ca echipa să iasă din această pasă proastă prin care trece de ceva timp, de aceea așteaptă la sală cât mai mulți suporteri care să-i susțină. Doamnelor, domnilor, acesta a fost observatorul local de astăzi. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați că în acest sfârșit de săptămână vă aștept la retrospectiva săptămânii. Rămâneți cu bine, la revedere! Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay.